Nu cunosc pe domnul care ocupă în momentul de față funcția asta în bancă. Eu sper să fie un om care știe să-și facă treaba și să o facă cu profesionalism. La fel cum am spus, nu știu dacă numai lui Sergiu sau mai multor dintre dumneavoastră, eu nu l-am făcut pe Ovidiu Pașalău la Rădăuț Pârâu. Eu am vrut să ajung acolo un prieten care lucra în finanțe pentru o altă structură și nu s-a putut. A fost o conjunctură și mie îmi pare rău și de Ovidiu Pașalău că dacă schimbarea lui are legătură în conjunctura pe care eu v-am prezentat-o, el săracul e o victimă politică, fiind de altfel un bun profesionist.